Bună ziua, copii! Dana a imprimat pe un tricou un mesaj cu ajutorul mamei ei. La ce activitate ar putea fi necesar acest tricou? Opriți filmulețul și discutați. Cu siguranță v-ați gândit că este vorba despre activitatea dedicată celor 100 de zile de școală. Vă propun să realizați programul unei astfel de zile împreună cu alți câțiva colegi, adică să lucrați în echipă. Așa cum știți, orice echipă trebuie să aibă un conducător, adică un lider. Am primit un mesaj pe telefon. Să-l citim. Scrieți pe caiet care sunt calitățile unui lider cu ajutorul adjectivelor. Ne gândim. Scrieți cum ar trebui să se desfășoare întâlnirile de lucru într-o echipă. Rezolvați în perechi. Ok. Vom opri filmarea și ne vom gândi la cele două sarcini de lucru. Iar acum, iată rezolvarea Danei. 1. Un lider este organizat, ambițios, politicos, glumeț, tolerant, încrezător, creativ. Tu ce ai scris? 2. Mi-aș dori ca întâlnirile de lucru să fie scurte, fiecare membru să vină cu propuneri și să accepte faptul că sunt criticate ideile și nu persoanele. Se spune că munca în echipă face drumul spre succes mai ușor. Din acest motiv vă invit să formați 5 echipe de lucru în care să discutați următoarele aspecte. Realizarea unui banner cu mesajul zilei. De exemplu, felicitări, ești cu 100 de zile mai strălucitor. Atenție la scrierea corectă și la ortografie. Realizarea unei pagini de jurnal în care să scrieți impresiile voastre. Iată un exemplu. Dragul meu jurnal, astăzi se împlinesc 100 de zile de școală. Mă simt mai deștept și mai strălucitor. Îmi vin în minte numeroase momente frumoase. Și puteți continua voi cu impresiile voastre. Stabilirea costumației potrivite evenimentului. Ochelari, tricou, lăsați imaginația să zboare. În ziua în care veți sărbători cele 100 de zile de școală, fiecare echipă va prezenta colegilor produsele realizate. Am primit mesaj pe telefon. Cu ce crezi că ai putea contribui la proiectul echipei? Este un mesaj de la liderul echipei. M-am gândit să-i răspund astfel. Aș putea să fac un desen, un logo sau un banner pentru că sunt bun la desen, dar aș putea și vorbi despre o zi specială din cele 100 de zile de școală, că sunt bun vorbitor. M-a bucurat răspunsul liderului, iar acum te întreb și pe tine. Tu cu ce ai putea contribui la proiectul echipei? Puteți opri filmarea. Puteți realiza un album foto cu tema 100 de zile de școală, în care să fie incluse fotografii realizate cu telefonul mobil de către fiecare membru al echipei, care să ilustreze cele 100 de zile de școală, iar acest lucru îl puteți face cu ajutorul aplicației PowerPoint și să adăugați o melodie potrivită. Fiți buni colegi de echipă și creativi! Pe curând!